Bună, eu sunt Laura și astăzi am hotărât să fac un Q&A pentru că foarte mulți dintre voi m-au întrebat când mai faci Q&A-uri. Și uite, acum fac un Q&A. Wow! Dar acum, dacă să vorbim serios, chiar sunt curioasă dacă vă plac Q&A-urile și dacă da, haideți să strângem la acest video măcar 3000 de like-uri. Dacă o să adunăm 3000 de like-uri, o să știu că vă plac și o să fac cu curaj și următoarele părți de Q&A. Și apropo, dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, poți să faci asta chiar acum. Ce? Aștept să te abonezi. Ah, da, și un follow la contul meu de Instagram dacă vrei să vezi mai multe poze cu mine și poze făcute de mine. Iar abia acum, haideți să începem. Pentru cei care încă nu mi-au văzut pisica mofturoasă. Prima întrebare este de la Lori Lori și ea mă întreabă: hei, când alegi câștigătorul penny board-ului? Următorul video care va apărea pe canalul meu va fi tocmai cu extragerea și alegerea câștigătorului. Deci nu-l ratați dacă ați participat la concurs. A doua întrebare, care sunt de fapt mai multe întrebări, le-am primit de la Starciu Sabina și ea întreabă: înainte să ai canalul de YouTube, erai invidioasă pe sora ta că avea? Nu, pentru că eu am avut oportunitatea mereu să-mi încep canalul de YouTube, însă eram mult prea nehotărâtă dacă vreau să fac asta sau nu. Oricum, mi se pare super ciudat să fii invidioasă pe cineva din propria familie, adică de ce? Următoarea întrebare de la Sabina: dacă o firmă de modeling ți-ar zice că vor să fii modelul lor, ai accepta? Păi, îmi pare mult prea abstractă întrebarea pentru că eu nu am deloc standarde de model. Următoarea: o să faci vreodată un cover? Păi, nici vocea mea nu-i prea bună, deci cred că nu. Două întrebări de la Nicole Snaxi, sper că pronunț corect. Te uiți la anime-uri? Sincer, nu prea am timp mai de nimic, deci numai la anime-uri sigur nu mă uit. Ce părere ai despre Shatra Benz? Nu prea pot să-mi fac o părere pentru că nu am stat să ascult. Deși am auzit multe despre ei, am zis că mai bine nu. Și am auzit foarte, foarte mici secvențe prin clasă și ce am auzit nu mi-a plăcut. Diana Spătar, întrebarea mea pentru tine este: care este sportul tău preferat? Ăla în care nu trebuie să faci sport. Nu, acum pe bune, sport e foarte important pentru sănătatea noastră, însă eu sport. Q&C Vlogs, am o întrebare: când mai faci un fan meeting în București? Ca să mai fac încă un fan meeting în București, ar trebui mai întâi să-l fac pe primul. Adică v-ați prins, încă n-am făcut niciun fan meeting și nu prea cred că o să fac prea curând un fan meeting undeva. Pentru că, nu știu, pentru mine încă e foarte abstractă ideea de fan meeting. Eliza Ferent, cum ai reacționa dacă ți-ar suna telefonul și când răspunzi, o voce groasă ți-ar zice: ai grijă de tine? Păi, probabil aș râde, dar după ce aș închide, aș fi gen... Crimas Vlogs, ce te-a făcut să ajungi un vlogger atât de bun? Sincer, nu mă consider un vlogger foarte bun, pentru că sunt că mă consider la început, adică nu am nici măcar jumate de an de când fac vlog și încerc și eu să progresez în timp. La mai mult și la mai bine, cum se zice. Maria, care dintre cărțile Harry Potter îți place cel mai mult? Oh, asta e o întrebare super complicată pentru că îmi plac toate. Însă dacă ar fi să aleg doar una, cred că aș alege pe prima, pentru că dacă n-ar fi prima, n-ar fi fost nici restul și... Nu știu, acolo e inițierea lumea asta magică și tot încă e bine și frumos. Dar după cum ați observat, totul devine din ce în ce mai sumbru. Mă rog, se termină cu bine, dar... Prima carte a fost cea mai mișto, care e Piatra Filozofală. Super Vlog, ce părere ai despre copiii care încep cu un canal de vlog la 11-12 ani? Păi, sincer, pot să le zic bravo lor, pentru că până la urmă vârsta nu contează atât de mult, atâta timp cât ai un content interesant, lumea te privește și lumii îi place ceea ce vede, e bravo lor. Să știți că unii copii de vârsta asta fac niște videoclipuri mai calitative decât, să zicem, unii care sunt majori.
Angelica, Angelica, vei mai face YouTube când vei avea 21-22 de ani sau mai mult decât acest număr de ani? Vreau să fii sincer în privința asta. Păi, eu nu pot garanta absolut nimic, pentru că nu știu ce se întâmplă mâine, poi mâine, peste un an. Da, dita mai când o să am 21-22. Sincer, o să încerc să mă țin de treaba asta și să fiu cât mai serioasă și cât mai implicată. Însă, știți voi, circumstanțe și diverse lucruri se pot întâmpla în viață. Mary Vlog, ce nu te-ai luat la BAC? Din fericire mai am un an și ceva până dau BAC-ul, de-aia deocamdată încă stau chill. Antonia Portase, dacă s-ar desfința YouTube, ce-ai face? Mi-aș lua triggered. Pentru că, adică, cât a fost YouTube, ok, nu s-a întâmplat nimic, toată lumea, vloguri, tot ok, perfect. Încep să fac și eu niște chestii pe YouTube, să mă implic, să fac, să filmez, să postez și vezi cum se desfințează YouTube-ul, așa gen... Really? Gabriela Shot, asculți rock alternativ? Da. Ioana Alexandra, când vei merge și tu la un New Meet să te vedem? Când o să mă cheme? Adri Ili, sper că am zis bine. Cum te vezi la 80 de ani? Păi, sincer, zic și eu că... Nu știu. Presupun. Și cam atât cu întrebările pentru ziua de azi. Dacă v-a plăcut, dați un mare like și nu uitați să dați un subscribe la canalul meu de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Dacă întrebarea ta nu a apărut în acest videoclip, te rog să nu te superi și să mă urăști, pentru că au fost super multe întrebări și toate au fost super bune. Deci, poate data viitoare, întrebarea ta va apărea pe acest ecran. Pa, pa! Și abia aștept să ne revedem în video următor, care va fi despre câștigătorul pennyboard-ului. Nu rata asta!